tensiuni în PSD Giurgiu. Unul dintre cei mai activi consilieri locali, Codruț Căinaru, și-a dat marți demisia din funcție și din Partidul Social Democrat. Acesta și-a anunțat decizia pe pagina personală de Facebook, motivând că nu se mai regăsește în strategia noii echipe de conducere de la nivelul organizației municipale a PSD. Am demisionat din PSD și implicit din funcția de consilier local. A fost o decizie luată după ce am chibzuit mult, am cântărit bine lucrurile și am încercat să înțeleg strategia noii echipe de conducere de la nivelul municipiului. Am intrat în politică pentru că vreau să fac ceva pentru orașul meu pe care nu l-am părăsit cu adevărat niciodată. Am intrat în PSD pentru că, deși sunt un întreprinzător privat, eram apropiat valorilor de stânga, valori ce mi-au fost insuflate de tatăl meu și pentru care am crezut că aveam maturitatea necesară de a le duce mai departe. Totuși, la fel ca în fotbal, nu poți da goluri de pe margine. De aceea cred că e mai bine să mă retrag, să-mi acord un timp de reflecție și să hotărăsc ce voi face pe mai departe, pentru că politică de unul singur nu se poate face. Mulțumesc colegilor din vechiul PSD care au avut încredere în mine, dar și cetățenilor care m-au votat. Pentru ei rămân același om pe care l-au cunoscut, indiferent ce decizie voi lua pentru viitor, a scris Codruț Căinaru. Codruț Căinaru preluase în data de 29 septembrie 2022 locul de consilier lăsat vacant de colegul său de partid, Gheorghe Calagiu. Încă de la încheierea alegerilor din 2020, componența Consiliului Local al municipiului Giurgiu a suferit constant modificări. Din diferite motive, unii consilieri au renunțat sau au fost nevoiți să renunțe la funcție. Printre ei se află Nicolae Barbu și Liviu Cartojan de la Pro-România, Milan Peicea și Silviu Dumitrescu de la PNL sau Alexandru Vladu și ulterior Dan Pinciu de la ALDE.